Salut, alături și m-am găsit un episod astăzi. Suntem aici normal cu această minunată bicicletă, pentru că altfel nu facem vlog, poate doar reacții. Dar astăzi, dacă am ieșit afară, am să vă mai iau și pe voi. Încerc să fac cât de mult pot în caz, dar mă bate. Că vă bicicleta aceasta nu prea pot stau în caz. Și de aceea am și ieșit nițel cu ea așa, la o plimbare. Nu foarte mult, m-au nici părul, nu mai stă ca lumea. Mi l-am ajuns eu până să ies în casă, dar mai dat câteva ture și s-a făcut iar rut. Dar nu este nicio problemă, pentru că acum ne întâlnim cu nimeni, doar ne plimbăm la relaxare, deci de ce nu? Hai să vă iau cu mine acum. Așa cum am zis, dar i-am pus și oglindă pe această bicicletă, mișto, frumos. Mai puțin că e mai bun. Mai multe gropi. Încerc să iau așa mai pe point of view. Părea tare, vă dați seama că nu pot nici o să-i dau, pentru că practic merg doar cu o mână și nu-mi permis să merg cu 30 la oră cu o mână. Dar cine știe, poate mai donat și mie și fac și o bani de un GoPro. Carantina aceasta am să înceapă un program super mișto de filmulețe. De-abia să vină vara. Știu că n-am mai postat ieri și nu mai știu dacă am postat alaltăieri, dar ieri sigur n-am postat și îmi pare enorm de rău. Dar sincer, mi-a fost prea lene să mă trezesc. Efectiv m-am trezit pe la 2-3 și n-am mai avut chef de nimic, nici să filmez, nici nimic. Am mâncat și m-am băgat la serial. Dar uitați că azi apare videoclip nou. Chiar bike vlog, ceea ce am văzut că vă place cât de cât, putem zice. Adică astea am văzut că au cele mai multe vizualizări. Și poate o plixez doar cu această zonă pe aici pe unde mă plimb, dar n-am voie să mă plimb și pe altundeva, din păcate. Pentru că nu vreau să ridic nici să-mi iau amendă. Aștept să mă întorc. Ușor așa frumos, nu l-am venit și pasatul, perfect. Opa, așa. Hai să încercăm să dăm și un pic mai tare, chiar dacă știm că sunt niște gropi. Hai să are câte zicică, dar noroc că nu sare la mașini. 15 km pe oră. Ia uite și pisica pe mașină. S-a și speriat de mine. Și efectiv nu prea mai știu ce să mai vorbesc cu voi. Pentru că nu prea am lăsat și nimeni niște întrebări, ceva ca să vă răspund la ele sau ceva pe videoclipuri. Dar am putea să filmăm Q&A. Iar să vă acolo să-mi lase lumea întrebări și pe Instagram. Deci să mă numești pe Instagram, o să aveți link în descriere și chiar și pe ecran cred că o să pun Instagramul meu. Să vă știți acolo, să dați și voi un follow. Și să vă uitați acolo la story-uri și mai pun și câteva poze super mișto, deci să vă uitați. Merge destul de bine și pe aici pe gropi. Să trăiți! Uitați aici și Loganul, pentru cei care vă e dor de el. Pentru că știu că sunteți mulți care vă este dor de el. Arată chiar foarte bine. Doar că este foarte jegos. Da. Nu mi-aș să o zic, dar l-am spălat tocmai luni și azi e sâmbătă. Și dacă stau mai mult pe acasă și aș și plat un picuț, s-a așezat într-o groază de jec pe el, dacă se putea vede. Se vrea și în partea asta așa. Se vede și bicicleta, cât de cât. Da, și interior. Poate nu uitați să cadă apă în el, dar nu contează. Și asta este și bicicleta. Dar asta este oglinda de care vă tot vorbeam, este un pic mai zgâriată pe aici de la țară, de la astea, de când o mai pun pe jos. Vreau să se vadă. Focus, te rog. Da. Mi-am scos apărătoarea și asta, după cum bine știți. Pentru că zrângânea și făcea foarte urât. Am mai uns un pic lanțurile. Frânele le-am dat cu spray special de frâne. Am mai spălat-o un picuț, dar nu foarte mult. Și da. Dați lanțul să-l vedeți. Dacă vreți, vă arăt și soluția cu care îl dau eu.
Ok. Lasă și de la spate, avem ochi de pisică, avem tot. Faceți videoclip, pentru că deja nu prea mai am să mai vă zic și m-am cam terminat și cu vlogul. Urmează să merg eu acasă pentru că am multă treabă. Mai să mai ajut mama la gătit astea. Opa, așa mama, ce groapă a fost aia. Hai să întoarcem un pic mai în față, stați să luăm craterul de aici. Aici vom întoarce frumos, pentru că avem și loc unde să urcăm aici sus, ca să întoarcem cât mai frumos. Mai trec și mașinile. Uitați-mă și pe mine, să vedeți mai bine. Oricum pot să mă văd ceva bine, chiar dacă se vede că stă părul ca naiba. Dar ce să facem? Mai dăm un pic de cox. 21 la oră, oho. V-am lăsat, la revedere!